La Câmpul Lung vor ajunge nume grele ale ciclismului românesc. Din piața primăriei se va da startul trofeului Mușcelului, competiție ce va aduna la linia de pornire câteva sute de cicliști, amatori și profesioniști. Trasele vor fi două, unul de 27 de kilometri destinat celor mai puțin experimentați și cel de-al doilea de 54 de kilometri pentru cei cu experiență. Organizatorul Răzvan Jugănaru ne-a dat mai multe amănunte referitoare la organizare și tot ceea ce înseamnă ciclismul montan pentru Câmpul Lung în urma unui scurt interviu. Este vorba despre Trofeul Mușcelului, prima ediție de ciclism montan de la noi din oraș. De fapt, prima ediție din masivul Iezer-Păpușa. Avem două trasee pentru amatori și pentru profesioniști. Traseul de 27 de kilometri cu diferență de nivel de 700 de metri și traseul lung de 54 de kilometri cu 1900 de metri aproape diferență de nivel. Așteptăm peste 200 de participanți la acest concurs. Este o etapă din sistemul Riders Club, unde avem 17 concursuri în toată țara. Vom avea participanți din toată țara, vor fi prezenți și campionii naționali și cea mai bună elită a țării, să zicem așa. Avem susținerea primăriei, susținerea tuturor și vă așteptăm cu plăcere la acest concurs. De ce ați ales acest traseu? L-am ales pentru că sunt din această zonă, m-am născut aici și iubesc foarte mult meleagurile natale. O să avem tot ce este nevoie pentru un concurs, și dealuri înalte, și dealuri joase, și câmpie, și avem totul amestecat aici, traseu tehnic, traseu pentru amatori, absolut totul am combinat în acest concurs. Amatorii credeți că sunt foarte bine pregătiți pentru acest traseu? Da, avem un traseu mult mai ușor și cred că se mulează bine pentru amatori. Nu avem urcări foarte grele, nici coborâri foarte grele. E o combinație ca toată lumea să ajungă fericită la sfârșit și ne bazăm foarte mult pe zonele din care se vede orașul și sunt priveliștile extraordinare de acolo de sus. Sper să rămână cu o impresie plăcută. Și pe lângă acest concurs, imediat după startul celor mari, vom avea și startul celor mici. Avem concurs pentru copii, categorii până în 10 ani și între 10 și 14 ani, pe care îi așteptăm la start și întotdeauna copiii ne bucură și vrem să-i promovăm, să se apuce de sport. Sportul e foarte important pentru oricine.